Rusia este deschisă spre dezvoltarea cooperării cu Moldova și salută declarațiile președintelui Republicii Moldova Maia Sandu, care a câștigat alegerile privind intenția de a menține relații constructive între țări. Anunțul a fost făcut de reprezentantul oficial al MAIE, Rus Maria Zaharova. Salutăm intențiile declarate ale președintului ales de a contribui la menținerea relațiilor constructive dintre Moldova și Rusia. La rândul nostru suntem deschiși spre dezvoltarea cooperării reciproc avantajoase moldoruse în diferite domenii în interesul poporilor țărilor noastre, a menționat reprezentantul oficial al Maie Rus. Potrivit lui Zaharova, Moscova speră că pe perioada președinției lui Sandu vor fi realizate promisiunile sale electorale privind respectarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor lor țării, indiferent de limba vorbită. Zaharova a indicat că alegerile prezidențiale din Moldova, conform a estimărilor observatorilor internaționali, au avut loc în conformitate cu standardele democratice general acceptate. Reprezentantul oficial al MAE al Federației Ruse a reamintit, de asemenea că președintele Federației Ruse Vladimir Putin a felicitat-o pe Maya Sandu cu victoria în alegeri.